Orice întâlnire cu un om sau cu o carte îți lasă un fel de dâră sufletească, o lumină sau poate un întuneric. Și de ce oare, citind această carte a domnului Călin Georgescu, Marea Renaștere, am simțit că cineva deschide fereastra și putem respira pentru prima oară un alt aer, care nu mai există de mult în România, un aer al regenerării noastre, nu numai politice, sociale, economice, ci o regenerare morală. Mi-aduc aminte că unul din marii avocați acestui neam, un geniu al dreptului, avocatul Istrate Micescu, martir al închisorilor comuniste, a reușit să spună înainte de a muri celor care îl torturau: ați reușit să ne expropiați de inteligență, dar n-a reușit să vă împroprietăriți cu ea. Această carte a domnului Călin Georgescu ne reîmproprietărește cu inteligență, cu propriul pământ românesc, dar și cu propriul suflet românesc. Este o carte strigăt, care ne îndeamnă să ieșim din istoria altora și să ne facem istoria noastră. Este o carte istorică, ca un document voivodal menit să ne dea înapoi pământul țării și pământul sufletesc. Am gândit că este pentru prima oară după atâția ani când, dincolo de o analiză teribil de inteligentă și de profundă din punct de vedere politic, social, economic, este străbătută de un duh creștin. Că în ultimă instanță această carte reface condiția de a fi român atât la noi în țară cât și în lume, dar și condiția de a fi om într-o lume debusolată, într-o lume a neantului, care atacă tocmai condiția umanității. O carte ce își propune nu numai să fie un unic și salvator proiect de țară, ci o carte atitudine. O carte hotar, peste care nu veți putea trece decât cu riscul de a cădea în neantul istoriei de astăzi. Citiți-o și veți fi mândri de a fi român în lume. Căci iată, la Marea Resetare, domnul Călin Georgescu impune Marea Renaștere. La Omul făcut în laborator, domnul Călin Georgescu impune Omul taină, cel dăruit de Dumnezeu. Nu știu de ce, terminând această carte, am simțit fiorul acelui avertisment: să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, prin care Sfântul Arhanghel Mihail oprea îngerii să cadă. Este o carte care strigă către poporul român să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, ca acele conștiințe românești să nu mai cadă, să se îndrepte către sfânta datorie de a fi român și de a fi creștin. Vă mulțumesc!